discutat despre soluții pentru criza financiară. Și vom începe prin a vorbi despre problemele pe care criza financiară le-a generat. Începând din momentul acesta, aveți 3 minute pentru a vă gândi la probleme. Veți lucra în pereche. Este cu siguranță o altă problemă semnificativă. Generate de criza financiară, ar trebui să vă spun că cineva, sau mă rog, un organism are răspunsurile la problemele noastre. Aceasta este Uniunea Europeană și, începând cu sărăcia, puteți accesa un website despre care veți afla mai multe în legătură cu proiecte, precum cel împotriva sărăciei, fapte și cifre, inițiativele Uniunii Europene sau voci împotriva sărăciei și excluziunii. O altă problemă pe care mi-ați expus este cea de discriminare, dar și asta are o soluție și numeroase proiecte, precum egalitatea de șanse între bărbați și femei, combaterea discriminării, protecție socială și incluziune socială sau drepturile la locul de muncă. Cea de-a treia problemă pe care voi mi-ați expus a fost corupția, dar nici aceasta nu rămâne fără o rezolvare, pentru că Uniunea Europeană urmărește sprijinirea creșterii unei economii durabile, ridicarea nivelului de trai din țările Uniunii Europene, menținerea stabilității financiare și asistarea altor țări la dezvoltarea economică. Cea de-a patra problemă este sănătatea, o problemă îngrijorătoare într-adevăr, dar Uniunea Europeană, bineînțeles, are răspunsul. Și cu proiecte precum determinații socioeconomice ai sănătății sau acțiuni pentru dezvoltarea sistemului de sănătate în Europa de Sud-Est, siguranța alimentară, apa și igiena sau serviciile publice de sănătate urmărește să îmbunătățească traiul nostru și sănătatea implicit.
educația prin proiectele Lifelong Learning, care au proiecte la toate nivelele educaționale, precum cel Comenius pentru școli, Erasmus pentru învățământul superior sau Leonardo da Vinci pentru educație și formare profesională, ce au drept țintă limbile străine, politica de cooperare și inovare, tehnologia informației și comunicării sau diseminarea și exploatarea rezultatelor. Excluziunea socială, o altă problemă, accesând site-ul veți putea afla mai multe și găsi soluții și proiecte, drepturile omului pentru persoanele și dezabilități în Europa de Est, lupta pentru drepturile noastre, drepturile copiilor pentru toți, sau justiție, drepturi și incluziune pentru persoanele cu dezabilități intelectuale. Șomajul, accesând unul dintre cele două site-uri expuse pe Clipchart, pe Clipboard, veți găsi mai multe despre informarea, orientarea și oferirea recomandărilor potențialilor lucrătorii mobili în legătură cu posturile disponibile de lucru, precum și în legătură cu condițiile de viață din fiecare țară a Uniunii Europene sau munca în spațiul economic european. Aceste site mai oferă și asistența angajatorilor care doresc să se recruteze lucrători din alte țări și oferă și consiliere și orientare pentru lucrătorii și angajatorii din regiunile transfrontaliere. După cum vedeți, probleme există și au existat dintotdeauna, dar e bine că totuși avem pe cineva pe care putem conta și care ne oferă soluții. Și aceasta este Uniunea Europeană. Vă mulțumesc!